Sezonul la Cerb Carpatin de trofeu s-a încheiat în urmă cu o săptămână, iar la Căpriori de mai bine de o lună. Vânătorii din Alba vor începe în curând selecția la femelele și iezii din Căpriori și Cerb Carpatin. Vânătorii din cadrul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Alba au împușcat în sezonul nu de mult încheiat aproximativ 140 de căpriori. La Căpriori, la masculi, am încheiat sezonul la 15 octombrie. Am recoltat 140 de exemplare și încă n-am început selecția la femelele și la iezii de Căpriori și nici la Cerb Carpatin. La Cerb Carpatin iar s-a închis sezonul la cei de trofeu la 15 noiembrie și mai avem câțiva de recoltat până la sfârșitul anului, până la 31 decembrie. În termenii de specialitate, selecția vânatului presupune extragerea prin împușcarea exemplarelor prost conformate, debile, bolnave sau accidentate.